Monitorul Oficial din 22 august 2013 a fost publicată hotărârea Guvernului pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a codului fiscal. Democraliberalul Eduard Berca spune că în încercarea de a compensa gaura bugetară provocată de scăderea TVA la pâine la 9% de la 1 septembrie 2013, USL crește nivelul accizei la alcool cu 33% față de valoarea actuală. Mircil Drăgușin, purtătorul de cuvânt al PNL Gorjie, spune însă că nu va crește nicio taxă de la 1 septembrie. Și efectiv simțim de pe o zi pe alta apăsarea asta a taxelor, a lipsei de orientare, de predictibilitate. Codul fiscal a fost schimbat de nu știu câte zeci de ori, mai de, acum vin iar taxe noi cu 1 septembrie și așa mai departe. Reduceri de alocații, copiii care fac naveta vor primi mai puțin bani sau practic nu știu dacă vor mai primi, că n-au primit de 6 luni. Deci până la urmă nu văd și... Brânză a făcut Partidul Național Liberal de un an jumate ca și doctrină. Păi, ca și... la început. Păi de da. O șansă, nu? 2 ani. 3. Câți? Păi ne apucă 2016 și facem alegeri. Majorarea accizelor va determina o sporire a tranzacțiilor de pe piața neagră și va provoca grave prejudicii statului român. Prețul pâinii la raft nu va scădea, în timp ce evaziunea la alcool va prinde aripi. Deci, domnul Berca, vă precizez că de la 1 septembrie nu vor intra în vigoare niciun fel de taxă, ci din potrivă, singura care se modifică... Crește este, acciza la țuică, domnul. Este taxa pe valoare adăugată care deci, scade la pâine. Că suntem toți de la țară. Explicațiile celor care locuiesc în mediul rural că o să plătească 26 de lei acciză pe litru de țuică. Deci nu am văzut în codul fiscal în momentul de față. Eu am văzut, sunt... Actul normativ, domnul. De la 1 septembrie. Dar dumneavoastră sunteți un tip pragmatic și lucrați foarte pe documente. Deci nu există niciun act normativ care să stipuleze acest lucru. Da. Păi nu, că deocamdată mergeți doar pe declarații, probabil. Se pregătesc. Da, stați puțin, cum este cu taxa aceasta pe țuică? Deci atât încă nu există... Nu, deci se mărește acciza cu 50 de euro pe hectolitru de alcool. Sunt măsurile fiscale pregătite deja, le-a anunțat ministrul Chițoi, o să schimbe codul fiscal. Este vorba de creșterea accizelor la alcoolul pur. Păi da. Începând cu 1 ianuarie. Eu știu de 1 septembrie. Deci nu, haideți să vedem. De la alcoolul pur transferat la... Haideți să vedem ce se întâmplă de la 1 septembrie. Contrele între cei doi au continuat și pe tema de contării navetei la elevi. Dacă li se taie subvențiile la transport pentru copii, elevi și așa... Vorbiți de decontarea navetei, nu? Sigur. Se deci, va întâmpla treaba aceasta? Ce știți, domnule Drăgușin? Nu am niciun problem. Este un proiect de hotărâre de guvern care este deja pe masă. Ce Dumnezeu, haideți, nu mai mințiți. Domnul Berca, care proiect este pe masă? Ăla care limitează la 26 plus un leu pe domnul Drăgușin. Deci, da. Încă o dată, eu știu că face Victor Ponta lucrul ăsta, că azi, dar zice, nu va fi nimic. La nivel de politică, de declarație, așa, nu va fi nimic, nu vom crește taxe, nu mai. Și mâine, poimine, ministrii, așa, le bagă pe sub preș.